Torboiu exagera când spunea de Temwanjera că are spre 50 de ani și că e la a doua generație de dinți. Dane, de câte ori m-am dus la Vaslui de 4 ori. M-am dus la Vaslui, de fiecare dată Mike era pe lista de transfer. Deci de fiecare dată când m-am întors înapoi, Mike era pe lista de transfer. După ce am venit, sigur trebuie să-l pregătești pe Mike. Pe Mike trebuie să-l pui, cum avea gabaritul și tot, trebuie să-l pui să se lupte cu fundașii centrali, că fundașii centrali au un cine da. Eu când m-am dus la Vaslui, juca Ghencev mijlocaș central cu Wesley. Pe ce să fac cu Wesley acolo? Ce să fac cu Wesley? Pe lui Wesley tai mâinile unde el cel mai valoros să bagă mingea în poartă, eu l-aduc la 60 de metri de poartă să joace cu Ghencev mijlocaș central. Și l-am avansat pe el în spatele lui Mike. Mike se bătea, sunt Mărtean și Ada Ilton într-o parte și într-alta, îmi făceau jocul și ăștia puteau să dribleze și putea să-mi scoată, nu un jucător din joc, 2-3 jucători din joc, nu? Puteau să intre în combinație. Wesley, pe Wesley îl încurca cel mai mult, dacă spun nu mă crezi. Trasul la poartă. Trasul la poartă, când făceam tras la poartă ziceai că e nebun, Wesley. Nu-i plăcea. Dar în timpul meciului nu rata, n-a ratat un 11 metri 3 ani. N-a ratat un 11 metri. Dădea gol din lovituri libere. Deci am făcut jocul pentru Wesley, că de-aia nu pot să prind ăla. De adevărat că avea o viață de asta extrasportivă care nu era în regulă? Da, ne. Toți jucătorii care sunt mai răsăriți au câte un hobby. Ceea ce a spus Denis meu că a beut 62 de beri, povești. Ce dracu să beri? Tu poți să bagi 62 de beri în tine că îți vine aici și îți face gâl-gâl în gât. După 30 de beri îți face în gură, îți face limba. Lălă. Nu n-ai cum. Liceapă, eu am zis liceapă. Nu să bei liceapă. N-a beut niciodată tării. Nu bea vin, el bea bere. Bere, cum naiba o cheamă? Corona, da. I-am zis, bă, de când ai venit tu în Vaslui nu mai e nici bere Corona și nici lămâie, ca aia cu lămâie, da. Da, nu se supărau Wesley. Dar Temwanjera avea vârstă mai mare. Poate să aibă. Dane, ai cumpărat un jucător ca Temwanjera, ți-a jucat 10 ani. Da, da, stai să spun, și cu cât l-a luat? Zi. 47.000 de dolari. Din Serbia, nu? Da. Eu l-am sunat pe ăsta, cum zicea, pe Cristi, impresarul lui ăsta, lui Torje. Opria. Cristi Opria și pe ălălalt, pe Florin, Iacob. Și am zis, aduceți-mi bă un vârf, dar fac unul în care să poată să dea fundaș în el. Și mi l-a adus pe Mike. Am jucat cu rulmentul, a dat mai vreo 6 goluri. Cădeau ăștia ca spicele lângă el. Și am zis, ăsta e. Ăsta e, din prima. Nu l-am mai lăsat să plece.